Dacă ai un sindrom de tunel carpian pentru care ai luat tratament, dar nu a produs efectul dorit, sau chiar ai suferit o operație, iar după operație este la fel sau mai rău ca înainte, în acest video voi încerca să-ți explic de ce. Evident că scopul tratamentului unui sindrom de tunel carpian este remiterea simptomelor, indiferent dacă tratamentul este conservator sau chirurgical. Dar care sunt simptomele unui sindrom de tunel carpian? Avem două categorii. Simptome specifice, amorțeli și furnicături ale mâinilor, dureri de mâini pe timpul nopții sau al zilei, slăbiciune musculară și neîndemânare, senzație de arsură a mâinii și atrofia unor mușchi. Și simptome nespecifice, dureri atipice, localizate la cot sau chiar la umăr. Dar ce se întâmplă când speranțele de după tratament sunt năruite? Cea mai mare eroare pe care o întâlnesc adesea este administrarea unui tratament simptomatic, adică tratament bazat pe o evaluare parțială, fără a avea investigații complete și corecte. Așa pot să apară două situații. 1. Să ai un sindrom de tunel carpian, dar să ți se recomande un tratament nepotrivit pentru stadiul tău de severitate, sau 2. Să ai o altă afecțiune cu simptome similare cu sindromul de tunel carpian și tu să fii tratat sau chiar operat pentru sindrom de tunel carpian. Știu că pare mai complicat, însă exact aici intervine rolul unui chirurg cu experiență în identificarea corectă a afecțiunii și comunicarea eficientă cu pacientul. Este foarte important pentru mine, ca și chirurg, să știu dacă este sau nu sindrom de tunel carpian, dar și cât de severă este afecțiunea. Doar așa pot încadra afecțiunea într-un plan de tratament eficient. Planul de tratament sau operația sunt influențate major de stadiul de severitate, precum și de alte detalii care se pot stabili exclusiv prin investigații specifice. Pentru a beneficia de un tratament corect și eficient, caută specialiști cu experiență în sindromul de tunel carpian și evită tot felul de tratamente superficiale. Ai grijă pe mâna cui îți lași mâna.